S-a solicitat, a fost formulată o contestație împotriva măsurii arestului preventiv. Dorința noastră este ca clientul nostru să fie cercetat în stare de libertate. Se poate lua cel, din punctul nostru de vedere, și măsura controlului judiciar sau arestului la domiciliu este suficientă, pentru că urmează să se efectueze în cauză o expertiză criminalistică ce va stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Pentru că până acum, din punctul nostru de vedere, nu există probe care să confirme o infracțiune de tentativă la omor, așa cum a fost prezentată în mass media. Deci, practic, absolut, este nevinovat și, din păcate, legiuitorul, prin articolul 223, lasă o doză de subiectivism la aprecierea magistratului dacă se impune astfel de măsură sau nu, dar trebuie văzut dacă exista acea rezoluție infracțională de a ucide pe cineva, dacă un părinte normal și-ar putea ucide propriul copil, ce nu s-a spus în presă că anterior, la circa o oră de acest regretabil eveniment, partea vătămată a fost singură în biroul societății pe care o administrează suspectul și dacă vrea să o ucidă, cum s-a susținut, ar fi făcut-o cu siguranță atunci. Mai mult decât atât, nici actualmente minora nu-l percepe pe tatăl ei ca un posibil infractor, un posibil criminal, dimpotrivă îl vede ca și o victimă, chiar și în momentul când s-a luat acea măsură de protecție de către judecătoria Vișeu de Sus, fata a fost la locuința tatălui ei și el a și dus-o la judecătorie. E clar că a existat o presiune mediatică. Exact. Clientul dumneavoastră, ce spune, a fost o pură coincidență? Cum s-a putut? Pur și simplu nu a văzut, pentru că, așa cum am spus-o și anterior, partea vătămată venea de pe o stradă lăturalnică, unde este locuința, proprietatea personală a suspectului, unde au și avut acel domiciliu conjugal, în prezent aceștia fiind separați de peste 6-7 luni de zile. Partea vătămată, cum se știe, stă într-o altă localitate, la vreo 50 de kilometri de Vișeu de Sus, și sunând-o pe minoră, de fapt minora l-a sunat pe tatăl că ar fi lăsat-o la o vecină, partea vătămată, el sunând-o pe partea vătămată să vină, să o ia pe fată, e drept, poate într-un moment de nervozitate, având în vedere că partea vătămată nu i-a răspuns, a revenit cu un telefon fetițe și probabil i-ar fi spus acele cuvinte, spune la maică ta să vină să te ia, că de nou să se întâmple ceva. Dar nici de cum n-a avut, și fata a și spus când a dat declarație că nu a perceput aceste cuvinte ca pe o amenințare. A fost cuvinte spuse la nerv, dovadă că a și mers în continuare la locuința tatălui. Deci dacă ar fi vrut să-i suprime viața, repet, ar fi făcut-o. Dar nu își explică, nu a văzut nimic. Acum, eu sincer, n-am fost la fața locului. Trebuie văzut, având în vedere și faptul că ziua este acum destul de îndelugată, posibil și soarele să fie apus înspre mașina suspectului și acesta să fie orbit. Zice, nu am văzut absolut nimic. Repet, cum să urce cu mașina pe propriul său copil la care ține enorm? Tocmai de aceea se face acest raport de expertiză criminalistică, ce va lămuri toate aspectele, dinamica producerii accidentului, viteza, pentru că este foarte esențială viteza cu care s-a deplasat. Este o planșă fotografică la dosar din care rezultă că ar fi circulat cu viteză de 30 de km pe oră. La 30 de km pe oră nu poți într-o tamponare, pentru că sunt tamponări în oraș cu viteze mai mari, atunci ar trebui să discutăm toate tamponările din oraș cu viteză peste de 30 de km pe oră, că sunt tentative la omor. Ori nici vorbă de așa ceva, la 30 de km pe oră, urmările sunt mult mai grave. Într-adevăr, este acea spectaculozitate, pentru că discutăm de mașini cu gabarit diferit. Avem un autoturism berlină care capota se termină la 60-70 de centimetri, ori autoturismul de teren pe care îl conducea inculpatul la 60-70 de centimetri abia are bara de protecție. Deci este evident că și dacă circula cu 5 km pe oră, tot s-ar fi urcat pe autoturismul condus de către soția sa. Și încă o dată, unde există egalitatea în fața legii? Am vrut să depunem niște, chiar la termenul de astăzi, am intrat în posesia unor filmări anterior producerii acelui accident de la o casă situată la 30-40 de metri de locul impactului, când se vede clar, când s-a pus în mișcare lent, fără să fi denotat faptul că ar fi văzut-o pe partea vătămată și ar fi accelerat, așa cum s-a susținut, dimpotrivă a plecat lent, s-a pus în mișcare suspectul,
Însă instanțele nu ne-au încuvințat această probă, spunând că nu sunt certificate și atunci venim noi și spunem cum este certificată o filmare provenită de la o persoană fizică care avea casa locul producerii accidentului lângă acel loc, în contextul în care nu există un proces verbal de predare, primire a acelei înregistrări, nu este certificat de organul și nici măcar autorizat de organul de cercetare penală și dacă se vede pe filmare, apare cu tot o altă oră, ora 13 și ori impactul a avut loc la 20. Și atunci nu sunt semne de întrebare? E acel principiu, in dubio pro reo.